De-a lungul anilor, au venit spre lectură lucrări de o deosebită valoare literară. Printre cărțile pe care Marijan Costanian le-a semnat se numără Șamanul albastru, în anul 1994, Ochiul cel alb al reginei, în anul 2001, Iisus cu 1000 de brațe, 2005, precum și volumul de novele Statuia Comandorului, pentru care a primit premiul Asociației Scriitorilor din București. Cartea Șoaptelor, ce a primit premiul Ion Creangă al Academiei Române în anul 2009, premiul Cartea Anului 2009, acordat de revista România Literară, secțiunea Proză, Marele Premiu pentru Proză, trofeul Mihail Sebastian, premiul revistei Observator Cultural, secțiunea Proză, și a fost nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor. Jocul celor 100 de frunze și alte povestiri, novele și romanul Copiii Războiului a apărut în anul 2016 la editura Polyrock. Cărțile domniei sale au fost premiate sau nominalizate la importante premii în țară și în străinătate, traduceri, prezentări, lecturi publice, precum și comentarii critice, eseuri și din și despre scrierile sale au fost realizate în numeroase țări ale lumii. Aș vrea să menționez că aceste cărți, unele dintre ele, se află și în colecția Bibliotecii Municipale și sunt foarte citite și cerute de cititorii bibliotecii. Pentru mine n-am socotit, dar este, hai să zic, a doua oră bis. Vă mulțumesc și ca să continui tradiția, voi torna ultimul roman al domnului Varujan către Biblioteca Municipală. Vă mulțumesc mult și să știți că un act de cultură înseamnă respect față de tine însuți. Sper și îmi doresc ca aceste acte de cultură, care sunt foarte bine promovate de domnul primar, să continue și să devină cât mai numeroase. Vă mulțumesc mult! Care ce ne trezesc pietrele până când nici cine sunt nu mai știu. Ce anume am luat de la viață și nu o să mai dau înapoi. Chipul îți strălucește. Pe omerii tăi umbră nu se va face. Mai fă, te rog, o minune. Spune-le magilor mei că nu sunt acasă, că nu m-am născut sau, mai degrabă, că încă nu m-am întors. În periplul dumneavoastră și în multe alte solicitări la care trebuie să dați curs, eu n-am decât să vă mulțumesc că de fiecare dată alegeți și acest mic municipiu din această țară, dar după cum vedeți, oamenii vă apreciază, apreciază scrierile dumneavoastră și în continuare dorim să ne îmbogățim Biblioteca Municipală cu toată dăruirea dumneavoastră, tot ce sunteți în stare să faceți, aceste cărți minunate, și vă rog să spun așa, să nu ne îmbocoliți niciodată când veți mai avea depus ceva pe hârtie. Pentru că trebuie să lăsăm în urma noastră aceste lucruri. Visul. Mă visez țopăind, înveșmântat și împopoțonat ca dracul golului. Tobele se întind, gata să crape. În aer și foc se spărculesc șerpi, atârnă ca niște ștreanguri de cer. Nimic nu mai seamănă cu nimic. Doar urma mea stângă e la fel ca urma mea dreaptă, despicată în două. Un bun prilej, s-ar spune, să asculți Evanghelia. Acolo nimeni nu suflă o vorbă despre visele lui Iisus. Poate că a visat și el, ca și alți oameni, ca noi, și a visat, de pildă, părinții. Dar asta ar fi stânjenit peste poate dogmele marilor teologi. Poate că a visat lucruri al mintei imposibile, precum teoria câmpurilor unificate. Sau poate că nu a visat, ci și-a trăit visul a ele. De 2000 de ani căutăm, printre firimituri, ori printre cutele pernei, o fărâmă măcar din visele lui. În tot acest timp, mă visez sopăind, plutind, alergând, niciodată murind, ba chiar uneori mă visez că visez,
și visul meu se întâlnește pe drumul Damascului cu visul lui Iisus. Știți că în viață există câteva puncte fixe care te marchează. Ziua în care te-ai născut, ziua în care te-ai însurat, ziua în care te duci la Megidia. Acum o să public un volum de poezii și la anul, pe 24 august, ne întâlnim la Megidia, iarăși. Pentru că sunt locuri bune care îți dau putere prin felul în care comunici cu ceilalți sau prin felul în care locurile însele te primesc. Și Megidia pentru mine a devenit unul din acestea. Astăzi vă prezint un volum ciudat în felul lui. Este o carte cu 4 povestiri pe care le-am scris acum mai bine de 30 de ani. Am și pus la fotografia autorului poza mea de atunci. Cei care sunt mai aproape de vârsta mea și au văzut filmul Sandokan, Tigrul Malaeziei, cu Kabir Bedi, vor găsi fotografia cuiva care aduce foarte mult cu privirile înnegurate și cu barba neagră și inele a lui Sandokan. Eram la vârsta la care nu știam prea multe lucruri despre mine. Nu știam ce se va întâmpla cu mine. Aveam sentimentul că ceva se va întâmpla, pentru că citeam cărți care n-aveau nicio legătură cu lumea din jurul meu. Citeam cărți despre o lume care a fost sau despre o lume care o să fie. Iar poveștirile acestea sau altele care n-au fost încă publicate pe care le-am scris, nici ele nu erau pentru lumea din jurul meu. Când m-am dus plin de emoție cu ele la Mircea Ciobanu, care era editorul Cărții Românești, el mi-a spus, Varujan, din poveștile astea, oricât aș tăia, ce rămâne nu o să poată fi publicat. Pentru că cenzura nu o să permit. Așa încât ele au rămas în sertar. Sertarul a fost redeschis după câțiva ani. Volumul a fost publicat în 1994, dar la editura Ararat a Uniunii Armenilor, n-a avut niciun fel de distribuție și, practic, poveștirile acestea au rămas necunoscute publicului. Aceea am hotărât să le public acum. Am hotărât să le public, în primul rând, pentru că se împliniseră 30 de ani de atunci. Adică era, cum să vă spun, la jumătatea vieții mele de acum. Știți că există diverse forme de a măsura semnificațiile unei vieți. O formă este secțiunea de aur. Secțiunea de aur care zice că e la 2/3 de când te-ai născut și la 1/3 de locul în care GPS-ul ți arată că ai ajuns la destinație. Eu sper ca locul ăsta să fie locul în care am publicat Cartea Șoaptelor. Deci mai am până atunci. Și mai este un loc în care viața ta se împăturește, în care apar două părți și mijlocul lor, pentru mine este această carte, acum am împlinit 60 de ani, cartea asta am terminat-o când am împlinit 30 de ani.